La început de iarnă, situația scărilor de bloc din municipiu care primesc agent termic din sistem centralizat este una destul de bună. Doar 82 din acestea nu primesc agent termic pe motiv că au restanțe prea mari, asta în timp ce 229 de scări și-au făcut acorduri la rețeaua de gaze și au renunțat la agentul termic de la GEP. Mai multe date statistice pe această temă a oferit în conferință de presă primarul Nicolae Barbu. Din 914 scări de bloc, 603 primesc căldură. Cam asta a fost ponderea. Din cele 311 care nu primesc căldură, 82 de scări sunt cu datorii nefuncționale. Deci sunt fie debranșate, fie cum sunt. Și un punct care îmi dă semne de întrebare, 229 de scări racordate la rețeaua de gaze naturale. Bine, nu că nu primesc scările astea deloc. O parte nu primesc, o parte avem 3, 5, 7, 10... Sunt și racordate, dar avem și consumatorii, dar nu în totalitate. Edilul a vorbit și despre avariile suferite la două puncte termice remediate între timp, respectiv la PT35 și PT32. Cât privește banii primiți de la guvern pentru modernizarea sistemului centralizat, aceste sume s-au ridicat în ultimul an la circa 10 miliarde de lei vechi, la care s-au adăugat alte 4 de la municipalitate. Noi, prin Asociația Municipiilor, am transmis Ministerului Dezvoltării. E bine să ne vină banii aceștia pe termoficare 2013-2016, să ne vină pe la începutul anului. Ne-au sosit banii în octombrie. Să dai drumul la lucrări și să te apuci să faci. Ne-au venit 10 miliarde, noi mai punem încă 4 de lucrări de 14 miliarde. Să termină toate PT-ul, toate lucrările de investiții la PT35 și mai sunt câteva lucrări la PT82, dacă nu mă înșel. În rest, să termină și banii aceștia. Dar e bine să-ți vină banii în aprilie, mai ai timp să faci licitațiile, ai timp să-ți cumperi, să-ți iei, să lucrezi în perioada de vară când e frumos și numai bine așa, noi luăm banii acestea și foloseam la anul tot timpul. Tot la capitolul încălzire, edilul a făcut precizări referitoare la costurile facturilor, la energia termică și la valoarea ajutoarelor de încălzire, specificând că peste 2500 de familii din municipiu vor primi în această iarnă astfel de ajutoare.